Slăviți să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu din nou la Speranța Linț, acolo unde întotdeauna m-am simțit bine și am simțit prezența Domnului. O sărbătoare pentru noi toți. Am observat acest aspect celebrativ din închinare. Am observat acest aspect proclamator. Suntem primiți, suntem iertați. Ce mare har! Ne uităm aici în față, avem pregătite darurile. Și în curând se va auzi rostind. Luați, mâncați, beți toți din el. În curând ceea ce se numea paharul binecuvântat, așa-l numește Biblia va fi împărțit printre noi într-o țară civilizată, în liniște, în pace, la o temperatură perfectă, după o închinare extraordinară și vom bea din paharul binecuvântat. Ce mare har de la Dumnezeu! Să putem să primim viață în seara aceasta. Dacă în seara aceea, dragii mei, au fost două pahare, n-a fost doar unul. Și Scriptura spune că în aceeași noapte, după ce unii au băut paharul binecuvântat în pace și în liniște, spune cuvântul în Luca 22, dați-mi voie să continui, după ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor, ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piată, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voi ești, depărtează paharul. În noaptea aceea au fost două pahare. Și pentru că tu și eu să pot bea din paharul binecuvântat în seara asta la linți cineva a trebuit să bea paharul amărăciunii. Îi mulțumesc lui Isus că a băut paharul meu pentru ca să pot bea din paharul lui în seara asta. Ce mare har ai tu să fi plătit cineva în locul tău, cum se cântă aici. Și continuă cuvântul, îi spune, Tată, dacă voiești, depărtează paharul de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și su sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici și a găsit a dormit de întristare și le-a zis Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Biblia spune că după acest moment de rugăciune agonizatoare, în Ioan capitolul 18, când vin să-l aresteze, el zice cu seninătate, Ioan 18 cu 11, Petre, bagă sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Și mă întreb, Doamne, ce s-a întâmplat între cele două rugăciuni? Doamne, ai spus să se îndepărteze paharul. Și acum, cu seninătate, zici, Doamne, dacă trebuie, Petre, cum să nu beau? Am să beau. Vreau să vă întreb, ce se întâmplă între momentele astea două? Ce a schimbat inima Domnului Isus? Știți ce? Trei ore de rugăciune. De aceea, în această seară vreau să vorbesc despre puterea rugăciunii. Un mesaj foarte simplu și clasic. Seara de joi, seara de joia mare, nu ne învață doar triumful lui Hristos, ci și agonia lui. Nu ne învață doar despre uh, cum să răspunzi când ești acuzat pe nedrept în fața lui Pilat, despre cum să primești sărutul trădător, despre multe lucruri, ci ne învață în noaptea aceasta cum să ne rugăm într-o împrejurare spune Scriptura că s-a uitat apostolul la Hristos și Doamne, găsim acest pasaj în Luca 11, Iisus într-o zi se ruga într-un loc anumit. Cred că tot ăsta. Ghețimani. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dragi frași și surori din Linz, nu simțiți că în inima voastră clocotește rugăciunea asta? Eu sunt pe calea pocăinței de 23 de ani și încă mă rog, Doamne, învață-mă să mă rog. Cineva se uită la Hristos, nu știu cum se ruga Iisus și încercăm să privim în la singura rugăciune înregistrată a lui Iisus. Nu știu cum s-a rugat, avem câteva crâmpeie numai, dar se spune că atunci când l-a văzut un ucenic cum să roagă, zis, Doamne, dacă ne înveți asta, Vom fi niște mari apostoli. Doamne, învață-ne asta. Să ne rugăm. Niciodată nu găsim în scriptură că nici ar fi zis, Doamne, învață-ne să predicăm. Dacă Hristos ar coborâ între noi în carne, sunt convins că mulți evanghelici ar spune, Doamne, ar trebui să faci o școală omiletică. Cum ai predicat tu, Doamne, să învățăm să predicăm. Cum predică mari evanghelici. O oh, ce ar plăcea, nu? Însă niciodată apostolii n-au zis, Doamne, învață-ne să predicăm. Măcar că Isus, Hristos a fost cel mai mare predicator din istorie. Atât de frumos predica încât trei zile și trei nopți au uitat oamenii ca un stomac, au stomac. N-au mâncat și n-au băut nimic. Au ascultat, au sorbit predica lui Hristos. Dar niciodată n-au zis, Doamne, învață-ne să predicăm. Pentru că secretul Bisericii lui Hristos nu este predicarea acum specială, cu retorică multă. Și spunea Pavel, frații mei, n-am vrut să știu între voi altceva, n-am venit să predic cu puterea vorbirii. Nu că ar fi lipsit de la omiletică la Gamaliel, pentru că n am vrut. Pentru că puterea Bisericii lui Hristos nu stă în retorică. N-am găsit niciodată că ar fi zis apostolii, Doamne, învață-ne să, să, vindecăm bolnavi. Doamne, fă o școală de vindecare ca în Africa, să învățăm să vindecăm bolnavi. Măcar că Hristos a fost cel mai mare vindecător. Nu există niciun alt vindecător în istorie cu rating 100%. Este singura persoană din fața căruia n-a plecat niciun om bolnav de vindecat. Ci toți câți au venit la el au fost vindecați. Ca să dovedească că e Fiul lui Dumnezeu și are autoritate și are putere și vindecă și astăzi glorie lui. Dar nimeni n-a zis, Doamne, învață-ne să vindecăm. Apostolul a zis, Doamne, te rog, învață-ne să ne rugăm așa. De aceea în această zi la linț și eu vreau să mă intitulez predica la fel, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Omul modern nu prea știe să se roage. Suntem foarte organizați, foarte grăbiți, știm să cântăm frumos, știm să predicăm frumos, dar vreau să învățăm de la Isus în seara aceasta să ne rugăm. Și fratele păstor mă ruga să fac o rugăciune împreună cu voi după predică. Abia mă așteptat să-mi zic asta. Păi după predică asta, ce altă practică? Ne vom ruga și vom spune, Doamne, învață-ne să ne rugăm așa. Amin? Domnul să ne binecuvintează. Dragii mei, spune Scriptura despre Iisus Hristos, văd aici treptele rugăciunii Lui. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor ca să se roage. Dragii mei, rugăciunea pentru orice om începe la nivelul acesta. E rugăciunea ca de obicei. Isus s-a dus să se roage ca de obicei. Nu știu cât chef a avut. Nu știu câtă simțire, câtă dragoste, câtă poftă de rugăciune a avut. Nici noi nu avem întotdeauna poftă de rugăciune. Dar Isus s-a dus să se roage pentru că avea un obicei. Asta e primul nivel al rugăciunii. Trebuie să mă învăț ca obicei. De ce? Pentru că trebuie să mă rog rugăciunea nu are legătură cu cheful cu predispoziția cu starea de dimineață cu muzica pe care o ascult de veselă sau mai puțin veselă Iisus s-a rugat și mă învață să mă rog pentru că trebuie să mă rog amin? amin? e rugăciunea în firea la început e rugăciunea cu mintea dar trebuie să o fac dragii mei vreau să vă spun ceva de, în proporție de 90% eu când mă duc la rugăciune, nu am chef să mă rog. Să nu așteptați dumneavoastră să înceapă viața de rugăciune când aveți chef. Că nu o să înceapă niciodată. Eu ori de câte ori vreau să-mi reaprind viața de rugăciune, mai cumpăr câte o carte despre rugăciune. Și încerc cumva să pornesc motoarele. N-ați vrea să știți câte cărți de rugăciune am acasă. Dar nu prea ajută. Ajută și ele într-o măsură oarecare. Pentru că rugăciunea se învață rugându-te. Mă duc la locul de rugăciune pentru că știu că trebuie să mă rog. Și îmi fac un obicei din a mă ruga lui Dumnezeu în fiecare zi. Doamne, învață-ne partea asta. Noi, pedicostalii, suntem foarte, foarte dependenți de emoție. Și dacă nu, închinarea nu știu cum. Dacă predicai mai nu știu cum, nu avem chef. Cum o fost la biserică? Păi nu prea a fost har. Dar frați mei, ce și harul ăsta? Viața cu Dumnezeu nu depinde de emoțiile noastre. La Dumnezeu nu mergem bazați pe simțuri. La Dumnezeu mergem prin credință. Poate ai avut o zi grea astăzi, poate n-ai chef să te rogi, poate nu e o atmosferă de cina Domnului, nici nu trebuie. Frații mei, suntem prea dependenți de emoții noi, Pentecostali. Relația cu Dumnezeu are la bază credința. Am venit la Linț pentru că eu cred că Hristos e aici, la speranță. Mă ating de El pentru că eu cred că aici este viață. N-am cea mai bună dispoziție, poate n-a fost cea mai ușoară zi. Am călătorit opt ore, dar cred că prin credință mă voi apropia de Hristos și voi simți prezența Lui. Ragă-te pentru că trebuie! La nivelul acesta, bătălia e foarte grea. Biblia spune că Isus a ajuns într-un chin ca de moarte. a avut chef? Deloc. Vreau să vă întreb, ce a făcut Isus când n-a avut chef? Biblia spune că a ajuns într-un chin, într-un stres, într-o concentrare atât de greoaie, încât s-a transformat transpirația în picuri de sânge. Nu e nimic plăcut aici. Vreau să vă întreb ce a făcut Isus când n-a avut chef să se roage. Auziți ce spune Biblia? A ajuns într-un chin ca de moarte. Versetul 44. Și a început să se roage și mai fierbinte. Ce trebuie să faci? Să te rogi și mai fierbinte. Că nu am chef să mă rog, mă rog și mai fierbinte. Adică nu aștept să vină harul ăla, emoția aia, nu aștept să vină lacrimile, nu aștept să vină nu știu ce cercetare din prima. Mă rog. Și mai fierbinte. O, Doamne, învață-ne să ne rugăm așa. Întotdeauna când vrei să te rogi, la început ești în firea pământească. Și aici sunt nivelul despre care vrea și Pavel. Mă voi ruga cu mintea. Mă voi ruga cu Duhul. Dar începem cu mintea și ne spunem problemele și spunem, Doamne, am nevoie, îl văd pe Hristos profund uman aici. Vine și îți spune dorința lui omenească, Doamne, dacă se poate, te rog, scapă-mă de paharul acesta. Ce interesant era Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu. Dar are loc umanitatea lui Doamne, e adevărat. Eu aici nu fac teologie, eu aici mă rog, eu știu planul tău, dar dacă se poate, te rog, am o rugăminte. Te rog, scapă-mă de pahar. Dragii mei, când suntem la nivelul acesta, când ne rugăm ca de obicei, ne rugăm în firea, ne rugăm cu mintea, suntem noi înșine, ne descărcăm stările, avem stări mai puțin plăcute. Nu știu dacă a asta, când mă duc să mă rog în prima parte, ba mă, mă mănâncă pielea, ba mă dor genunchii, ba mă înțeapă aici. Asta e lupta pe care diavolul o dă ca tu să nu te mai rogi. Și la nivelul ăsta este esențial să te rogi mai fierbind. O, Doamne, învață-ne să ne rugăm așa. Într-o altă pildă frumoasă pe care o știm cu toții, pilda o știm, nu întotdeauna conștientizăm mesajul. Îi spune cuvântul în, în, Luca, în capitolul 18, pilda judecătorului de primul verset, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage, cum? ne curmat. Și? Și să nu se lase. În mediul nostru pentecostal, spiritualitatea noastră este foarte sezonieră. Dacă am un glas de butoi în seara asta, este pentru că la noi, la român, se zice că iarna e vara sufletului. Suntem terminați. Trei luni de zile, numai stăruințe. Frate, iarna ai vara sufletului. Și n-apuc să mi se facă glasul că iar străgăm. Și rugăciun, frații mei, și am fost martor la peste 150 de botezuri cu Duhul Sfânt în trei luni. Și slavă Domnului, vine, da vine august. Și biserica din linței golă, și aia de la Dej golă, și suntem pe la strand, și pe la italieni, și pe la turci, și așteptăm uh, iarna viitoare la recuperări. S-a săturat Dumnezeu de spiritualitatea asta, frații mei. Iisus în seara asta mă învață că trebuie să am o viață de rugăciune necurmată. Amin! Nu cred că iarna e vara sufletului. N-are Dumnezeu nevoie de oameni de ăștia hei rupiști. Acum ne rugăm de uh, crapă tavanul și în august mergem toți la mare. Și ne rugăm iar în septembrie. Frații mei, Dumnezeu vrea oameni consecvenți. Rugăciune necurmată, spiritualitatea de obicei. Am un obicei, am o umblare cu Hristos consecventă. Domnul să ne binecuvinteze. Nu trebuie să simți nimic. Dacă depinde rugăciunea de zăpada de afară și de vremea rea ai bai cu noi, trebuie să am obiceiul de a mă ruga și când afară e soare. Și când alții nu știu pe unde, eu am o viață de rugăciune. Hristos mă cheamă să învăț să mă rog și să nu mă las. Și când n-ai chef, nu uita, roagă-te și mai fierbinte. Cum spunea cineva, mă rog până când chiar mă rog și mă învârt în cer și mă mănâncă pielea și mă doare capul și repet aceleași cuvinte și nu-mi vin, dar mă rog, nu mă ridic de acolo până când nu intru în conexiune cu Dumnezeu. O, ce mare secret să poți să treci de nivelul ăsta. Cei mai mulți aici se neacă. A spune Scriptura mai departe despre Domnul Iisus Hristos, că la un moment dat, Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. La un moment dat, după mult chin, după multă zdrobire, după multă durere, fără pasiune poate, obosit, nu știu cât o să nu repriza asta, dar ei sunt trei reprize de câte o oră. Și vine Hristos, ei și spune la apostol, ce? N-ați fost în stare să vă rugați o oră? Eu îmi doresc, dragii mei, ca numai acestei predici să ne ajute Dumnezeu să ajungem la nivelul ăsta. Să ni se pară că nu e mult, trei ore. Ce? O oră? ce asta? E pentru noi un chin. O oră? Iisus spune, cum nu ești în stare să te rogi o oră? Vreau să ajung acolo, frații mei. Nu sunt un expert. Toată viața m-am luptat să fiu un om al rugăciunii. Și de câte ori mă analizez, mă, doamne, sunt falimentar. Oricât aș vrea eu să fiu, parcă nu știu, parcă tot în Liga 2. Și vreau să promovez și să, să fiu un om al rugăciunii și încerc și mă rog, dar parcă tot slabus. Nu suntem experți și nici apostolii n-au fost experți. Aici toți suntem ucenici, Doamne învață-ne! Spune cuvântul că la un moment dat Iisus intră în Duhul, îi se deschid ochii, vede îngeri, are vedenii, începe să comunice cu Dumnezeu, cu Dumnezeu la un alt nivel. Dragii mei, există un al doilea nivel în rugăciune pe care îl văd aici, este rugăciunea în Duhul. Și frații mei trebuie neapărat să ajungem aici. Rugăciunea în și prin Duhul. Vreau să vă spun, dragii mei, că până la urmă rugăciunea aceasta nici nu poate fi făcută altfel. Omul care rămâne la nivelul firesc, spune poezia lui, mai o ia de la capăt, nu are șanse mari să facă progrese în, în, în domeniul rugăciunii. Roman capitolul Om ne lămurește foarte clar pentru cei care pun stupida întrebare, iertasim expresia, dacă avem nevoie de Duhul Sfânt. Discutam cu cineva zilele astea, frate, nu-i neapărat să fie vorbire în limbi. Eu prefer frați care au caracter și nu vorbire, alții care au darul predicării, nu neapărat darul nu știu care, a proroșii. Zic, mă, frate, mie nu-mi place varianta asta ta. Sau caracter, sau vorbire în limbi, sau proroc. Eu vreau tot, eu vreau Duhul spun varianta full option. Și vorbire în limbi, și caracter, adică rodă, vreau și dar de prorocie, vreau, dacă se poate, cu extra opțiuni, cu puterile viacului viitor. Frații mei, Duhul Sfânt este esențial în exercițiul rugăciunii. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului Roman, capitolul 8. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Romani 8 cu 26. Care slăbiciune? Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Nu știm. Ați auzit? Firea pământească, oricât de instruit ar fi, nu știe să se roage. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Singurul care se roagă după voia Domnului este Duhul Sfânt. În firea pământească eu zic ce cred eu. Și Isus cere ceva, da? Ca om, dacă se poate, ce nu era în planul lui Dumnezeu. Nu vreau să fac o, o greșeală teologică aici, dar Isus cere ceva ce știe că nu este după voia lui Dumnezeu. Este o cerere omenească. Doamne, dacă se poate, scapă mă de pahar. Totuși, aici divinitatea lui. Pentru că știu că ai o voie supremă, Doamne, facă-se voia ta. Și eu când vin la Dumnezeu, mă rog în fire, spun, Doamne, că se poate, vindică-mă. M-am rugat pentru mama mea doi ani și jumătate să o vindece Dumnezeu de cancer, deși știam că va muri. Dar când mă rog, nu fac teologie, zic, Doamne, asta e dorința mea, asta e, asta -i inima mea. Și mă rog Domnului să-mi dea copii. Nu știu dacă o să-mi dea, dar știu dacă vin o mie de proști să spun că nu, eu tot mă rog. Când mă rog, nu fac teologie, zic, Doamne, astea sunt dorințele mele. Ce frumoasă veste, oameni buni! Avem loc în prezența lui Dumnezeu cu umanitatea noastră. Dorințele mele omenești au loc în prezența lui Dumnezeu. În fața unui Dumnezeu cu o voie supremă nu sunt anihilat, nu sunt anulat ca personalitate. Sunt eu însum și plâng și mă zdrobesc și îl rog și dacă nu-mi dă. Și Dumnezeu nu se supără că ne rugăm în firea, chiar dacă nu-i după voia Lui. Dar ce mare har să ai în tine Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să calibreze rugăciunea în direcția voiei Lui Dumnezeu. Aleluia! Vă întreb acum, avem nevoie de Duhul Sfânt? Păi, frații mei, nu punem întrebarea despre predică, că Duhul Sfânt ne inspiră la predică, la cântare. Nici să ne rugăm, nu știm. Oameni buni, cel mai elementar exercițiu religios. Un om firesc e analfabet și la rugăciune. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Amen. Eu știu că iubiți pe Duhul Sfânt. Dar poate mai sunt aici oameni cu învățături de astea, așa, că nu-i neapărat. Nici să te rogi, nu știi, omule, pentru că cel care se roagă după voia lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Și atunci când mă rog și plâng, spun, Doamne, ai milă, fă așa, așa, îi dau eu dindicații lui Dumnezeu și am voie să mă descarc. Vine Duhul Sfânt pe fir și încep să mă rog în alte limbi. Și am o liniște și o bucurie desăvârșită că știu că El se roagă 100% corect. Știu că aveți mulți tineri și vreau să vă spun o mărturie pe care am trăit-o chiar anul acesta. Cred că aveți și voi tinerii aia care în biserică se uită prin tine așa. Și părinții plâng și postesc. Stau și se uită la rugăciune cu mâinile în buzunar și nu simt nimic în biserică. Adolescenți, preadolescenți, copii. Stau și butonează pe telefon chiar în timpul predicii. Nu simt nimic în biserică. Vin târâți, atârnați ca niște remorși de părinților. Și am mulți de ăștia și eu la biserică. Și n-au niciun stres. Dacă e finala mondial, el e pe telefon, în biserică. Tonia ne -am luat noi de unii care au privit meciul pe ecran în biserică. La noi s-au uitat pe la mic. Asta e singura diferență. Mulți. Dar am trăit o minune în iarna asta. Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt copiii ăștia. Să-i vezi cum se rogă. Câte oră. Foarte puțin tineri mai sunt nebotezați cu Duhul Sfânt. Și ai de pe telefoane, aia care nu știau să se roge. aia care nu puteau să asculte predica, să-i vezi cum atunci când vine Duhul Sfânt în viața lor, încep să se roage. Minunea au fost și mai mare. Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt școala duminicală. No, asta era împotriva teologiei mele. Când am văzut un rând de copii, am zis în sinea mea, ce caută ăștia aici? Primul impuls, afară! Sunteți prea mici. Și mi-a vorbit Dumnezeu, a mi vrei să-i duci la stăruință la 20 de ani, când ești dependenți de pornografie de șapte ani, dacă de mizerile lumii află la 12, 13, 14 ani, de Duhul meu nu pot să afle la vârsta asta. Și-a început Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt copiii. Ce era să le fac? 1, 2, 10, 15... O mers un copil la școală, o zis la colegi, voi nu știți ce bucurii sunt în Duhul Sfânt. Mă copii, voi abar n-aveți, clasa a patra, cred că era. A doua zi, toți colegii lui au umplut o bancă. Colegi evanghelici. Bă, zic, dar ce e aici? Școala duminicală, mă am gândit. Toți au fost botezați cu Duhul Sfânt. Măriți să fie numele Domnului. Mă uit la ei cum să roagă, nu vine să cred. Îmi spunea învățătoarea de la școala duminicală, băi, eu îi testez. Că la mine, în clasă, ăștia care zic că au primit Duhul Sfânt au fost cei mai obraznici. Clasa a 8, a 5, a 7, care cu... Mă duc duminică să văd. Duhul Sfânt o intra cu adevărat în copii ăștia să schimbă ceva, că ăștia au fost cei mai prăpătiți la școala duminicală. Să spuneam învățătoarea, măi, nu vine să cred. De câte ori ne rugam la școala duminicală, eu mă rugam singură, ca televizorul. Toți mormăiau, nu s-au musca. Duminica asta, îmi zicea învățătoarea, s-au rugat ca penticostalii, nu s-au mai oprit. O trebuie să-i opresc eu, gata mă, că avem și lecții, opriți-vă. Amin. Frații mei, Duhul ne învață să ne rugăm. Duhul Sfânt este prin definiție Duh de rugăciune. De aceea eu mă rog ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Duhul rugăciunii. Auzi ce spune Pavel în altă parte, completăm cu scriptura. Este o predică foarte clasică. Spune cuvântul aici, în Efeseni, capitolul 5, cunoscutul nostru pasaj despre armură, Zice cuvântul așa. Faceți în toată vremea. Efeseni 5 cu 18. Faceți în toată vremea. Acum, Prin Duhul. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinți. Vreau să vă dau un exemplu. Dacă vreau să mă duc cu avionul în Spania, pot să mă duc și pe roți. Cam cât fac până în Spania cu avionul din România? Vreo trei zile. Dar pot, merge și pe roți. Dar dacă decolezi, în două ore, trei, sunt în Spania. Pentru că avionul l-ai făcut să zboare. Are altă viteză, are altă... El i-a făcut să meargă pe undele aerului. Exact așa e cu rugăciunea făcută în firea, cu mintea, rugăciunea de obicei, se poate, da. eficiență foarte mică. Rugăciunea e făcută să zboare în Duhul. Fă tot posibilul când te rogi să ajungi aici, pe tărâmul duhovnicesc. Când se deschid ochii și ai revelații, când Dumnezeu începe să răspundă, când simți că rugăciunea curge, când simți că Duhul Sfânt direcții profetice la care nu te-ai gândit, când simți că nu te-ai mai opri. Roagă-te până când decolezi. Pentru că rugăciunea în Duhul are eficiență rugăciunea în Duhul e calibrată, are intensitate, are putere, pentru că așa e făcută rugăciunea să funcționeze. Faceți oameni buni rugăciuni prin și în Duhul. Domnul să ne binecuvinteze. Așa cum spuneam, la acest nivel, Rugăciunea devine un dialog, Dumnezeu începe să răspundă, să vorbească, Iisus are vedenii, vede îngeri, e mare har să ajungi de la monolog la dialog. La primul nivel rugăciunea este un monolog. Doamne, ai milă, mântuiește o pe bunica, te rog, ajută-mă la teză, ajută-mă la bacalaureat. Avem noi rugăciunile, nu srele, trebuie început cu astea. Dar ce frumos e să decolezi, să ajungi în Duhul, să simți prezența Lui, să simți atingerea Lui, să-ți dea Dumnezeu răspunsuri pe loc. Știți că adevărata rugăciune este dialog? Rugăciunea n-a fost menită ca un monolog. Aruncăm cu praștia niște cereri în cerul Lui Dumnezeu. Să ruga o soră prorociță odată, poate m-ați mai auzit zicând asta, o soră din România, și turuia așa cum turim și noi, că rugăciunea e turuială, e poezie. Un fel de talent, un să recităm frumos. Și Duhul Sfânt îi vorbea, și era proroc, taci în gură. Doamne, dar tu nu vezi ce fac, eu mă rog. Și se rog. iar o postată, și iar turuie, și iar strigă ca pendicostale. Și tu spune, auzi, mai taci din gură. Doamne, dar mă rog, și iar o postată. Taci în gură. Și o să oprește, femeie, Doamne, dar, dar ce vrei? Și Duhul Sfânt îi răspunde, lasă-mă să vorbesc și eu. Mai taci, ascultă-mă. Ai ajuns la nivelul ăsta. Să te rogi, să taci, să-ți vorbească Isus, să-i mai spui tu, să ți mai spună El. Așa e rugăciunea adevărată. Domnul să ne binecuvinteze. Însă Iisus nu se oprește aici. Dragii mei, Iisus nu se oprește aici. Sunt oameni care se bucă atunci când simt cercetarea Domnului, vine Duhul Sfânt, atinge inima, m-am răcorit în prezența Lui, amin. Isus continuă. Isus merge mai departe. Iisus, chiar dacă se ruga în Duhul, chiar dacă a simțit adierea, i s-a dat răspunsul, a fost încurajat, putea să bea paharul. Iisus continuă mai departe, a ajuns într-un chimca de moarte, a început să se roage mai fierbinte, sudoarea se făcut să ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ și se roagă de trei ori câte oră. Eu aici în textul ăsta văd lupta în rugăciune. O, Doamne, învață-ne să ne rugăm așa. Să nu mă opresc. Se spune că Moise a mânat turma socului său mai mult decât o mânat de obicei. Ce mare har în prezența lui Dumnezeu să poți să mergi mai departe și să intri la rugăciunea ca slujbă, rugăciunea ca război spiritual, rugăciunea ca luptă, rugăciunea ca mijlocire. Nu știu cum stați dumneavoastră cu posturile la biserică, sunt multe posturi dar sunt convins că la dumneavoastră e cam ca la noi. Dacă e vorba de predicatori, de predică, toate posturile sunt ocupate. Ba sunt și la rând vreo câțiva. Toți vrem aici. De muzică nu mai vorbim, îi plin stage microfoanele, dacă ar mai fi microfoane, ar mai fi oameni, sigur. Dar este un post în biserică, de obicei e cam liber. L-am găsit în Sfânta Scriptură. Ați auzit de fratele Epafras? Personajele Noului Testament reprezintă tipologii, funcții în trupul lui Hristos, nu doar personaje istorice. Epafras ăsta a avut și el o slujbă. Nu știu cât ați auzit de Epafras și vreți să depuneți candidatura la facultatea asta lui Epafras. La Dej avem mare nevoie de Epafras. Și cred că și la Linz încă e nevoie de câțiva de ăștia. Zice cuvântul așa. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. Coloseni, 4 12. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Erapole. Amin. O, Doamne, lasă-l pe Epafra așa aici la linți. El întotdeauna se luptă pentru Biserică în rugăciunile lui. Și zice că nu numai asta, să ruga și pentru biserica numărul 2, și pentru biserica numărul 3, și Erapole, și cu tare, la Odicea, nu numai biserica mea, și celelalte biserici. Domnul să ne binecuvinteze. Biserica modernă are nevoie de luptători în rugăciune. Dumnezeu să ridice aici adevărați luptători în rugăciune. Scriptura ne spune că Iacov s-a luptat cu îngerul Geneza 32. Cum vă imaginați dumneavoastră bătaia asta? Prin prisma prea multelor filme văzute a epocii acesteia bătălilor de contact sau sporturilor de contact, noi ne imaginăm că Iacov și-o împărțit pumni cu îngerul. Noi ne imaginăm că s-au luat de gât, au făcut wrestling, trânte, greco-romane, s-au bătut de-o sărit sânge. Oameni buni, știți ce spune Scriptura despre lupta din noaptea aia? Osea, capitolul 12. Duhul Sfânt lămurește. Osea 12 cu 4. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. A plâns și s-a rugat de el. Cum a biruit Iacov în luptă? În rugăciune. Sunt convins că a fost un element fizic acolo, pentru că Iacov vine șchiopătând, dar undeva pe parcursul nopții, lupta aia se transformă într-o luptă spirituală. Iacov își dă seama că nu are nicio șansă în fața lui Dumnezeu, în firia, cu pumnul, cu forța și spune: Doamne, te rog, binecuvintează-mă. Și intră undeva în tărâmul războiului spiritual. A plâns și s-a rugat până când Dumnezeu l-a binecuvântat. Cât? O noapte întreagă. Frații mei, nu vin cu standarde perfecționiste. Dumnezeu vrea să ajungi acolo. Da, suntem ocupați, trăim o Germania sau în Austria super, da, dechisită de la ora tare, suntem foarte prinși, nu există nicio scuză. Și în secolul 21, oricât de mult am muncit, oricât de ocupat să am fi, oricât de implicat să am fi, Dumnezeu vrea să înveți lupta în rugăciune. Vreau să închei cu o imagine din Zaharia 12. Vreau să vă citesc o imagine a trezirii spirituale. Poate nu există nicăieri în Biblie o imagine mai faină ca asta. Și vreau să vă întreb dacă vreți ca la linț, la speranța, să ajungem la nivelul ăsta. Auziți ce spune cuvântul aici. Zaharia 12 cu 8. În ziua aceea Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David. Poate păstora, ai vrea ca cel mai nepocăi din biserică să prorocească ca și David în soție de harpă? Eu aș vrea cel mai slab. Și auziți, iar casa lui David, adică cei mai tari din biserică, să fie ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. Zicem amin la asta. Frații mei, se poate. Este imaginea unui popor al lui Dumnezeu binecuvântat. Și mă uit în Zaharia 12 Doamne, oare cum putem ajunge la trezirea asta? Cum se ajunge aici? Auziți, Zaharia 12 continuă în versetul 10. Zaharia 12 cu 10, e important să citim. Cum începe trezirea? Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului ce? Un duh de îndurare și de rugăciune. Dar nu oricum. Zice cuvântul aici, și își vor întoarce fața și privirile spre mine pe care l-au străpuns. Vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. De deci, aceea, așa cum am început predica, așa o și închei. Doamne, dă un duc de rugăciune biserici. Atunci voi turna peste biserica din linț un duh de rugăciune. Și când biserica se roagă, cel mai slab ajunge ca David. Și David, ca un înger al lui Dumnezeu. Dar continuă aici, profetul și prezintă o imagine interesantă și spune acolo, țara se va jeli fiecare familie deosebit. Versetul 12. Familia casei lui David deosebit. Cine să Păstorii, prezbiterii, diaconi, comitetul. Știți când începe trezirea? Când pastorul se roagă. Când prezbiterul plânge deosebit. Când diaconul postește și se jelehște până când vine trezirea. Amin. Doamne, dă casei lui David duc de rugăciune. Dragi slujitori, vreau să vă spun ceva de la un slujitor. Atât de ușor ne transformăm în niște manageri, cu agende pline, cu ședințe, cu conferințe. Și nu ne rugăm pentru bisericile pe care le păstorim. Isus în nu ne-a lăsat un, un, tratat de dogmatică. Iisus s-a rugat, mă rog pentru toți care vor crede în cuvântul lor. Isus se zdrobește, Isus plânge, Isus varsă sudor de sânge pentru biserica Lui. O, Doamne, binecuvintează casa lui David. Frați slujitori, înainte de orice suntem chemați să mijlocim pentru cei pe care îi păstorim. Nu să le predicăm, nu să-i punem deoparte în primul rând, nu să-i batem, nu să facem nu știu ce lucruri, să-i consiliem, mai întâi de toate, să ne rugăm pentru ei. Și când pastorul, când prezbiterul, când diaconul, când comitetul se roagă, începe trezirea. Dar zice cuvântul aici, familia casei lui David deosebit și femeile ei. Doamne, dă duhuri de rugăciune și la preuteasă și la diaconiță, și la soția prezbiterului, când se roagă nevasta, e și mai bine. Am fost într-o biserică și m-am uitat așa pe adunare, cea mai șpițată, iertați-mă, și cea mai fițoasă la nevasta păstorului. Păi cum să meargă biserica? Frații mei, cum să meargă biserica? Când era mai modernă ca toate din biserică. Era un fel de fotomodel pentru restul surorilor. Frații mei, biserica merge bine când nevestele noastre să roagă și plâng și postez pentru biserică. Trezirea începe în casa lui David, sus. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, Dumnezeu să-mi binecuvinteze nevasta mie, în primul rând. Și nevestele tuturor lucrătorilor de la linț. Că așa scrie la cuvânt și nevestele lor. E, dar nu rămâne mai. Spune cuvântul acolo, familia casei lui Nathan. Deosebit, zice cuvântul, și femeile ei. Deosebit. Cine o fi ăștia? Cine, Natan, cine o fi? Proroci. Domnul să binecuvinteze prorocii. E foarte ușor ca prorocul să se transforme într-un fel de judecător. Mesagerul lui Hristos că de băbor, voi, voi și iar voi. Păcătoșilor, așa, și dă cu damnare, dă cu lovitură, ca și cum tu ai fi un superman în biserică. Eu sunt proroc, frate. Biblia spune că trezirea începe când se procăiește prorocul. Știți că surva de proroc este o autostradă cu două sensuri? Prorocii adevărați veneau de la Dumnezeu la popor cu mesaje, unii mesaje aspre, da, sunt de la Dumnezeu. Dar tot ei, asta nu mai citesc prorocii moderni, tot ei mergeau înapoi pe același drum, pe sens invers, și duceau de la popor la Dumnezeu mijlocirea. Ai auzit, frate, proroc? Nu te au pus Dumnezeu mare guru, să mă iertați. Vii și lovești în toți, că popor așa, tu primul! Ca să vină trezirea, trebuie să se pocăiască Nathan! Și nevastă sa. Ce frumos merg prorocii adevărați în Biblie la, Dumnezeu și mi -i zice, Doamne, e adevărat, eu am prorocit, i-am bătucit rău, Doamne, îți niște păcătoși, îți idolatri, ai zis că îi omor, ai zis că îi duci în... Da, te rog, Doamne, nu fa asta. Nu, asta e inima de proroc. Doamne, te rog, ai milă de ei. Eu i-am certat, am mers în numele tău, a fost un cuvânt aspru, dar Doamne, te rog, ai milă. Doamne, dacă se poate ieși de Saul ăsta lipădat, Doamne, ai milă, zicea Samuel. Doamne, nu mai te rog așa. No, asta e inima de proroc. Doamne, zicea Avram, te rog, și Sodoma, dacă se poate, iartă și Sodoma. O, oh, dacă ar învăța prorocii moderni partea asta, înainte ca să prorocești aspru, fi un mijlocitor plin de milă pentru poporul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu începe să lucreze. Și cuvântul nu se oprește aici. Zice cuvântul așa. Familia casei lui Levi, deosebit. Și femeile ei, deosebit. Oare cine-s Leviții? Nu, no, că n-ați scăpat. Ați crezut că ați scăpat. Frații mei, trezirea începe că și cântăreții învață să se roage. Pe mine mă doare când văd la fanfară și la cor oameni care stau cu ochii deschiși la rugăciune. <gură> și mai au pretenția că ne conduc în închinare. Dar ei nu știu cui să închină. Și cred că nici nu ar trebui să existe la închinare oameni născuți din nou. Să mă iertați, să o fi copii cu, cu tăruia, nu mă interesează. Frații mei, Biserica se mișcă din temelii când cântăreții sunt oameni ai rugăciunii. Și da, mă rog pentru casa lui Levi să dea Dumnezeu Duc de rugăciune. Mă uitam la corul nostru când cânta pe vremuri și am zis, Doamne, am o rugăminte, botează cu Duhul Sfânt corul ăsta, acum aproape toți să botezați. Am zis, Doamne, Te rog, vreau mai mult decât atât. Nu vreau numai faptul că e cântă frumos. Și la noi există profesionalism. Seamănă bine bisericile. Dar m-am rugat mult ca Dumnezeu să-i umple de Duhul Sfânt. Și avem ser de rugăciune cu corul, chemăm proroci și intrăm la rază cu toți. Domnul să binecuvinteze corul, orchestra mică, mare, fanfară, ce -o mai fi, și casa lui Levi să învețe să se roage dacă nu știe să se roage nici de cântare, nu-i bun. Dumnezeu să trezească toți cântăreții. Am mai predicat la dumneavoastră, există așa un fel de preconcepție că la muzică nu-i nevoie ta pocăință. Auzi, pastorul să fie pocăit, comitetul, prezbiterii, am mai cântăreții, frate, acolo la tobe, la tromboane, merg și ăștia care mai fumează. Nu! Dumnezeu va cerceta bisericile noastre când în cor vor fi oameni spirituali. Când cei care conduc închinarea vor învăța mijlocirea și rugăciunea și vor posti și se vor ruga pentru ceea ce fac duminică. De aceea zic Domnul să binecuvinteze și casa lui Levi. N-am venit să critic cântăreții, dar doresc să se roage la fel cum se roagă păstorii și să fie oameni ai mijlocirii așa cum sunt și proroce din casa lui Natan. Domnul să binecuvinteze departamentul de muzică al bisericii. Și ultima categorie și închei. Zice cuvântul aici, familia lui și mei, ultimii. După ce vine Duhul Sfânt în casa lui David, vine la nevastă, -sa, vine la proroc și la nevastă, vine la cântăresc și la nevastă, la dirijor și la nevastă, vine și la casa lui și mei. Și spune cum aici, Domnul să cerceteze cu duc de rugăciune casa lui și mei și pe nevasta lui. Dar oare și mei ăsta cine să fie? Ce ziceți? Cine e și mei? Omul dă nimic. În Biblie și mei e omul care blastămă, care locărăște pe David, care dă după comitet, care nu păstorul nu-i bun, comitetul e rău, criticul care nu se mai oprește, omul firesc care lovește în cei care slujesc. Asta e și mei. Pocăitul de doi bani. Dar zice Scriptura că atunci când vine Duhul Sfânt în biserică, să trezește și și mei. Nu, no, asta e trezire, fratele. Eram la o stăruință, nu de mult, chiar câteva zile și îmi spune lucrătorul, zice, vezi fratele ăsta, în continuu ne-o și ne-o cărât. Nu-i de acord cu stăruința. Nu-i place lucrarea Duhului Sfânt. Nu mai ne-o Un om în vârstă cu ideile lui. Legalist. Da, L-am văzut că și mei ăsta iese în fața la stăruință. cum de azi? iese tocmai ăsta? Trec pe lângă el, zic, a, și mei. Mă rog, pentru la pentru ăla, pentru ăla. Și zic, mă, dar hai să mă rog și pentru și mei. Cine mai știe? Poate s-o pucăi. Când mă apropii de el, pun mâna pe el, în prima secundă începe să vorbească în limbi. O, oh, zic, slavă Domnului. S-a ocupat Duhul Sfânt și de și mei. Mă duc la slujitor. Și zic că o mai primit unul Duhul Sfânt. Care? Zic, împotrivitorul. Cum zice? Să da, mă ascultă-l. Frații mei, când se coboară Duhul Sfânt, simte și casa lui și mei. Și Dumnezeu restaurează pocăiții aia scăzuți. Aia care nu se roagă deloc acasă, aia care privesc imagini murdare, aia care îs punctul divorțului, când se coboară ploaia rugăciunii, când vine Duhul de rugăciune, Dumnezeu îl trezește pe și mei. O, oh, Doamne, dacă ea este vreun și mie aici, Dumnezeu să-l cerceteze în seara asta. Că Dumnezeu vrea mântuirea lui și mei. La ordinarea mea mi-a spus, fratele dragul, o întâmplare frumoasă. N-am să o uit niciodată? Spunea dumnealui, mă ei mi zice la magazie, la, la noi, la firmă, la fabrică, la întreprindere, există multe scule și magazionerul le are în custodie. El răspunde de toate sculele care sunt pe inventarul fabricii noastre, cred că la CFR. Și spunea, magazionerul, am scule foarte scumpe, de sute și mii de lei, dacă dispar alea, ei bai. Dar ziceau ăsta, am în inventar și scule de un leu. Nu că ar fi scumpă, dar e în inventar. Dacă dispare, plătesc. Că e pe inventar. Și îmi spunea fratele Dragoș la ordinare Emi, Dumnezeu îți dă grijă, nu numai pocăiți de valoare. Dumnezeu îți dă îngrijă în biserică și pocăiți de un leu. N-au valoare mare dați pe inventar. A plătit Hristos și pentru ei. Și și mei ăsta trebuie să ajungă în rai cu tine. O, Doamne, lasă un duc de îndurare. Lasă un duc de rugăciune. Trezește casa lui David, Doamne. Trezește casa lui Nathan. Trezește leviții. Și trezește-l, Doamne, și pășii mei. Închei cu rugăciunea pe care am făcut-o la început. Doamne, învață-ne. Suntem penticostali și pretinem că ne rugăm mai bine ca alții, dar cred că uitându-mă la Hristos mai am atât de mult de învățat. Să te poți delecta trei ore de rugăciune. Când m-am învățat să ne rugăm așa, biserica va fi schimbată. Frații mei, secretul casei Domnului va rămâne pentru totdeauna rugăciunea. Casa mea se va numi în toate vremurile o casă de rugăciune. De aceea ne ridicăm în picioare acum. Și chiar dacă suntem nemți, obsedați de timp, astăzi nu ne mai uităm la ceas. Și cine o facem când terminăm rugăciunea? Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea duc de rugăciune. Și El să aprindă biserica și să ne învețe să ne rugăm ca și Isus. Amin, ne rugăm.